Și începătoare și beată. O tânără din Maramureș a rănit doi oameni și a distrus 4 mașini într-o cursă nebună prin oraș. Avea permis de numai 10 zile și băuse toată seara. Nu i-a păsat. Cu un tupeu incredibil a fugit de la locul accidentului și apoi le-a râs în nas polițiștilor. Cât alcool ai băut? O cheamă Carmen și are 23 de ani, iar tupeul ei e direct proporțional cu numărul de pahare golite, adică mare. A băut toată seara, apoi s-a urcat senină la volan. Chiar dacă era beată și avea permisul de doar 10 zile, a accelerat cu siguranța unui pilot de curse, iar inevitabilul s-a produs. N-a reușit să rămână pe șosea într-o curbă simplă din Baia Mare și a intrat pe contrasens. A izbit în plin o mașină în care se aflau doi oameni, soț și soție. Știi că ai urcat o mașină? Da, știu. Doi oameni în spital? Nu s-a oprit să-și ajute victimele. A accelerat mai departe, dar alcoolul a trădat-o din nou, 100 de metri mai târziu. A pierdut din nou controlul și a intrat în alte două mașini parcate. Știți câte, măcar câte mașini ați lovit? E greu să mai numere la cât alcool are în sânge. De 3 ori peste limita penală. Din cauza ei, doi oameni au ajuns la spital. Bărbatul și femeia pe care i-a lovit au fost răniți. Ar fi putut să moară cu zile strivit sub roțile unei șoferițe inconștiente. Tinerei nu-i păsa prea tare. Polițiștii i-au luat deja permisul, de care nu s-a bucurat decât 10 zile. Deocamdată au lăsat-o liberă, însă ea ar putea ajunge la închisoare pentru vătămare corporală din culpă și pentru că a condus beată. Este anchetă în poliție după ce un polițist...